Konnichiwa, minasan, Silvia desu. Bună ziua, dragilor, sunt Silvia, Nihongo no Kurasu e yōkoso. Bun venit la un nou curs de limbă japoneză. Alături de noi este Alex-kun. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Hai, genki desu. Super, mă bucur că ești bine. Hai să vedem ce ne rezervă această nouă lecție la limba japoneză. În primul rând, să vedem jugyō no nagare, și anume cuprinsul. Vom începe cu o recapitulare, apoi mergem mai departe către vocabular. Vom discuta despre forma teiru a verbelor și ce înseamnă aceasta, bineînțeles, și vom vedea despre care persoană vrem să vorbim la un moment dat. Bun, la final poți să-mi pui întrebări, dar bineînțeles că dacă apar și pe parcurs, te rog să mi le adresezi. În regulă, hai să vedem întâi hukushu, adică recapitularea. Vrem să vorbim despre forma în te pentru că o vom folosi în lecția de astăzi. Și, așa cum știm, o vom folosi pentru a înșirui mai multe adjective și a face legătura între propoziții. Atât la forma în te a adjectivelor, cât și cea a verbelor. Hai să vedem astăzi cum anume făceam să transformăm anumite adjective folosind această formă, da? Ca să putem să spunem o înșiruire întreagă de astfel de cuvinte. Bun, în primul rând, avem aici un tabel cu adjectivele în i. Te voi ruga să le citești, să-mi spui ce înseamnă adjectivul respectiv și apoi să-l trecem la forma lui în te, da? După regula pe care o avem scris aici în capul de tabel. Hai, dozo, o negai shimasu. Tanoshi înseamnă distractiv și se transformă în tanoshi kute. Hai, sou desu ne. Tanoshi kute. Bun, asta ar însemna este distractiv și urmează să se mai continue propoziția. Hai să dăm mai departe, o negai shimasu. Tsumaranai se transformă în tsumaranakute și cred că înseamnă plictisitor. Hai, sou desu ne. Tsumaranai. Tsumaranakute, da? Plictisitor și mai urmează ceva. Bun, mai departe. Takai, înalt sau scump, takakute. Hai, sou desu. Mai departe. Yasui, ieftin, yasukute. Hai, tsugi. Akai, roșu, akakute. Hai, tsugi, o negai shimasu. Kuroi, negru, crocte. Hai, sou desu. Așa este. Tsugi. Kiroi, kirokte, galben. Hai. Chairoi, culoarea ceaiului, maro, chairokte. Hai, sou desu ne. Și ultimul? Shiroi, shirokte, și înseamnă alb. Hai, totemo yoku dekimashita. Ai făcut foarte bine. Hai să vedem acum adjectivele care se termină în na, care după părerea mea funcționează mult mai ușor. Adică pe na îl vom înlocui direct cu de. Așadar, dozo, o negai shimasu. Kirei na devine kirei de și înseamnă frumos sau curat. Hai. Shizuka na înseamnă liniștit, shizuka de. Hai. Midori, verde, midoride. Sou desu ne. Himana, plictisit, cu nimic de făcut, himade. Hai, da, liber ca pasărea cerului. Nigyakana, gălăgios, câteodată poate fi și gălăgios sensul de enervant, nigyakade. Hai, sau poate mai fi și plin de viață. Genkina, plin de viață, sănătos sau genki des, se transformă în genki de. Hai, da, este cel pe care îl vom folosi de fiecare dată când întrebăm pe cineva ce face. Adică ești bine sănătos? Da, sunt bine sănătos. Hai, și excepția noastră care este? I, care înseamnă bine și care la început a avut forma de ioi. Deci atunci era normal să fie iocte, apoi a devenit i, dar și-a păstrat forma în te. Și atunci iocte. Hai să vedem niște
exemple de cum am putea noi să descriem niște obiecte vestimentare. Și te voi ruga să-ți alegi un obiect vestimentar despre care să spui o culoare și poate și un alt adjectiv. Câțuva și rog te takaides. Hai, so desu ne. Kutsuwa shirokute takai desu ka? Ai spus că sunt scumpi? Takai. Takai desu ne. Sunt scumpi. Takai desu. Bun, pantofii sunt albi și scumpi. Hai să mai alegem încă un articol vestimentar. Onega ishimas. T-shirt-ul wa kirei de akai desu. Hai. T-shirt-ul wa akai desu ka? Akai. Akakute. Akakute. Kirei desu. Kirei desu ne. E frumos. Într-adevăr, hai să vedem ce anume face această formă în T-I-R. Ce știi tu despre ea, Alex Kân? Forma în T-I-R funcționează ca forma în ING din engleză, adică ceva care se întâmplă în momentul ăsta sau o stare generală. De exemplu, a locui undeva, vom folosi pe T-I-R pentru că nu se schimbă starea aia. Așa este. Da, o vom folosi cu un set de verbe care de cele mai multe ori sunt folosite în TIR sau li se schimbă un pic semnificația față de atunci când le folosim la forma lor normală de prezent. Bun, hai să vedem atunci care ar fi aceste verbe. Hai să le citim întâi pe fiecare în parte și să-mi spui ce înseamnă, ca să poată să își noteze și cei de acasă. Dozo, o negai shimasu. Kekkon suru, de a se căsători. Hai. Rikkon suru, a divorța. Hai. Sumu, a locui. Tsutomeru, a lucra, a munci. Așa este. Sou desu ne. Kiru, a purta. Hai. Deci vine și kimono. Toru, a se îngrășa. Hai. Yaseru, a slăbi. Hai. Okiru, a se trezi. So desu. Motsu, a ține. Hai. Shiru, a ști. Totemo yoku dekimasta. Așa este, a ști, a ști, într-adevăr. Foarte bine. E, acum, noi dacă îl vom folosi pe kekkon suru simplu, putem să îl folosim cu sensul de mă voi căsători. De exemplu, dacă spun rainen, kekkon suru sau kekkon shimasu, dacă vreau să fiu mai politicoasă, înseamnă că la anul mă voi căsători. Însă, hai să vedem cum am putea să spunem că sunt în starea, de exemplu, de a fi căsătorit sau sunt în starea de a purta ceva, da? Nu e ca și cum acum port, acum nu mai port, da? Deci mă aflu într-adevăr într-o stare care durează ceva mai mult timp și include și acest moment prezent. Ok? Hai să vedem acum cum am spune noi că sunt căsătorit? Kekkon shite iru sau kekkon shite imasu. Hai, so desu ne. Kekkon shite iru. Foarte bine. Deci, pe suru de la final îl vom transforma în forma lui în te, adică shite, și vom adăuga verbul a fi sau a exista iru. Da? Așa s-a și construit această structură, da? Până la urmă, sunt în starea nu știu care. Bun, kekkon shite iru. Cum spunem că sunt divorțat? Rikkon shite iru. Hai. Cum spunem că locuiesc undeva? Sunde imas, pe care îl foloseam și la prezentarea de la început, când spuneam mă cheamă și de unde vin. Așa este, da? Sunt de ir, înseamnă că locuiesc într-un loc anume și noi o învățam chiar cu acea parte de Jiko Shokai, da? Prezentare personală. So desu ne. Hai să vedem mai departe cum am spune că, uite, dacă ne referim la o pisică, spunem că pisica este grasă. E așa se află ea în această stare. Tot te ir. Hai, tot te ir. Foarte bine, dar...
Dacă a slăbit, am băgat-o la regim, doar pe bobițe. Ia meteiră. Nu, ia seteiră. Hai, ia să te iri. Așa este. Bun, hai să vedem cum am spune că lucrez pentru o companie sau pentru un loc. Sătă meteiră. Hai, și că port o anumită haină. Chiteiră. Hai, cum am spune că sunt treaz? Nu mă trezesc la ora 7 în fiecare zi sau mă voi trezi mâine la 10, ci pur și simplu, gata, sunt treaz. O chiteiră. Hai, și dacă am ceva la mine, chit că îl țin în mână sau pur și simplu îl am la mine, un obiect, voi spune? Moteiră. O, moteimas. Hai, bun, și știu, aici este și complicat să-l folosești pe șirul simplu, pentru că până la urmă nu, acum știi și peste 2 secunde ai uitat și după aia iarăși știi, adică ar fi puțin ciudat, așa că vreau să spun că da, sunt în această stare de a ști lucruri. Citeiră. Hai, ștei-ir, ștei-ir, pentru că este și rimas, da, este verb de grupa a doua, chiar dacă într-adevăr se termină el în ru. Superasi, arigato, Alex Kun. Bun, vreau să facem un scurt exercițiu în care vom vorbi despre diverse persoane. Am făcut un tabel în care am adăugat mai multe informații. Da? Avem verbele pe care le-am văzut mai devreme și câteva întrebări ajutătoare. Așa că vom face cu schimbul. Odată te voi întreba eu ceva despre una din aceste persoane sau, mă rog, persoane. Avem aici și o neko și o saru. Ce este saru? Ce este neko? Neco este pisică. Saru este maimuță. Ah, mai multă. O maimuță, da, exact. De exemplu, îți voi pune eu o scurtă întrebare, o voi lua pe prima și te voi întreba, de exemplu, despre mama. Da? Acum, nu este neapărat mama ta, ci voi folosi termenul politicos pentru mama ta. Da? Noi ne vom lua despre această mamă pe care am trecut-o eu în tabel. Bun. Alex Kun, o kaasan wa kekkon shite imasu ka? はい、母は結婚している。Hai, și mai politicos? はい、母は結婚しています。Hai, so desu ne. Subarashii. Te rog acum să alegi și tu o întrebare și o persoană și hai să vedem cum m-ai întreba.猫は太っていますか？E, so desu. Neko wa futotte imasu. Bun, Alex, când te voi mai întreba și eu ceva, Michiko-san wa doko ni sunde imasu ka? Michiko-san, 京都に住んでいます。はい、京都に住んでいます。素晴らしい。テロクサレチとアンテバレ、お願いします。田中先生はどこで勤めていますか？はい、どこどこ、に勤めている？はい、そうですね。どこに勤めていますか。はい、田中先生は東京大学に勤めています。チュンサムナースタン。Profesorul Tanaka-san muncește la Universitatea din Tokyo, Hai! Daigaku, care de fapt înseamnă educație înaltă, Mare! universitate. Exact, este școala mare, da? Se va scrie cu caracterele de la mare și de la școală. Hai! Bun, Tokyo Daigaku ni tsutomete imasu. Bun, astfel de întrebări și răspunsuri putem să punem despre oricine, atâta timp cât înlocuim X cu persoana respectivă sau poate să fie, uite, animal, poate să fie orice fel de altă ființă, da? Bun. Mai departe, putem să punem întrebarea folosind verbele pe care le-am văzut în pagina anterioară, da? Și evident că vom pune ca la final, care este semnul întrebării, da? Ne dă nouă ideea de propoziție interogativă. Bun. Când vei răspunde, după părerea mea, să răspunzi în limba japoneză este cel mai simplu. Cum faci ca să răspunzi simplu și frumos, Alex, când? Luăm nu toată întrebarea, dar mare parte din întrebare și mai adăugăm câte ceva. Adică de obicei înlocuim interogațiile. Dacă e doco, care înseamnă unde, noi vom pune locul și le eliminăm pe ka.
de la final, ca e o particulă a întrebării. Exact. Practic înlocuim necunoscuta. Dacă necunoscuta noastră este unde, îl vom înlocui pe unde cu locul în sine, da? Și cam asta este tot. În limba japoneză nu vom schimba locul, da, topica cuvintelor în propoziție doar pentru că este întrebare. Dacă îl adăugăm sau îl scoatem pe ca, este absolut suficient. Și dacă avem întrebări cu da sau nu, cum vom face? De exemplu, la ke konshite imasu ka? Vom răspunde cu hai sau ie, da sau nu, și apoi vom relua întrebarea. Poate să fie scurtă, să spunem doar hai, sau putem să spunem hai, iksan wa ke konshiteimasu. Și la fel îl eliminăm pe ka. Hai, so desu ne. Bun, pur și simplu în aceste cazuri îl vom copia propoziția cu totul. Dacă este negativă, ce se întâmplă cu mas? Atunci mas devine imasen. Hai, da, mas se schimbă în masen și cu asta am transformat propoziția în nu se întâmplă ceva. Bun. Sau inai pentru vorbire colocvială. Așa este, da, ke konshite inai. Super! Bun, hai să vedem cum anume purtăm hainele în limba japoneză. Pentru că în limba japoneză avem un mod mai ciudat de a purta hainele, nu avem un singur verb, ci avem mai multe. Ia uite, am încercat să adun aici cât mai multe obiecte vestimentare, astfel încât să putem să vedem cum anume le putem și adresa. Te rog să le citești și să-mi spui pentru ce tip de articol vestimentar se potrivește fiecare verb. Kakeru este pentru a purta ochelari. Sr, aici nu este a face. Sr se folosește pentru accesorii. Hai. Moțu, pe care l-am avut și mai înainte, a ține sau a avea la tine. Aici a ține, e pentru genți de obicei sau rucsacuri. Hai, și chiar pentru umbrelă sau ce altceva poți da, o pungă, poate bagaje. Hai, so desu ne. Kabaru, a purta pe cap. Hai. Kiru, a purta în partea de sus a corpului și haku, a purta în partea de jos a corpului. Așa este, nemaipomenit. Bun, hai să facem un scurt exercițiu. De exemplu, pentru caban, ce am folosit? Am folosit moțe. Hai. Pentru boshi. Kabaru. Hai. Pentru iubiwa. Inel. Sără. Hai. Sără. Iubirea Pentru care de fapt înseamnă cerc pe deget. exact, cercul degetului, hai. Pantofi, câță. Hacă. Hai. Dar o cravată, necât ai? E un accesoriu, îl folosim cu sără. I desne. Cum am purta un kimono sau o rochie? Cu Kira. Hai, Kimono seikai. chiar vine de la Kira. Așa este lucru de purtat. Bun, și megane, ochelarii? Cu Kakeru. Hai, totemo yokudekimashita. Foarte bine. Bun. Acum, dacă vrem să vorbim despre ce anume poartă cineva, avem o formulă pe care o să o completăm. Da? Ca la matematică, avem formula, noi completăm necunoscutele, da? Avem persoană wa, culoarea, dacă vrem să specificăm ce culoare, da? Apoi articolul vestimentar, apoi particula o, care ne arată nouă ce purtăm, ce facem, da? Complementul direct și, bineînțeles, unul dintre verbele de purtare. Poți tu, te rog, să-mi citești primul exemplu, onegaishimasu. Kono onna no hito wa aoi seta o kiteimasu. Hai, adică această femeie poartă un pulover albastru. Cum traducem noi în limba română? Ca să ne fie mai ușor. Traducem, mai întâi luăm subiectul și apoi traducem de la final spre început. Adică vom lua Kono onna no hito și îl punem la început. Exact. Și Această apoi. femeie. Și apoi începem de la capăt. Kiteimasu poartă aoi seta pulover albastru. Exact, în această ordine. Bun, și dacă vrem să spunem și
altceva în afară de chit de imas, da, putem să adăugăm orice fel de verb de purtare ne este nouă confortabil, da? Konnan nanohito wa midori no ribbon o shiteimasu, de exemplu, adică această femeie poartă o fundă verde. Bun, vreau să îți spun că data viitoare vom discuta un piculeț despre cum anume sunt îmbrăcați oamenii și cum putem să îi descriem astfel. Și provocarea mea pentru cei de acasă este să iau un personaj care le place lor din desene sau poate chiar și din filme, poate să deseneze unul și apoi să încerce să spună cât mai multe detalii despre accesoriile și obiectele vestimentare pe care le poartă. Este un exercițiu foarte bun, cu ocazia asta repeți culorile, hainele și aceste verbe de purtare. Nu mai spun că deja poți să faci niște propoziții destul de complexe, doar adăugând cuvintele la locul lor. Așa că, Alex Kun, te rog și pe tine acasă să faci acest exercițiu și, ce să zic, sper că nu ți s-ar părea foarte complicat să descrii un astfel de personaj. Acum nu mergem spre cele foarte din această categorie fantasy, pentru că s-ar putea să întrebească să înveți, nu știu, săbii, armuri, niște obiecte vestimentare mai specifice, dar pentru obiectele acestea pe care putem să le folosim pe stradă, eu zic să rămânem la acestea în primă instanță. Îți mulțumesc foarte mult pentru această lecție, Alex Kun, totemo yoku ganbarimashita. Ai făcut treabă foarte bună. Hai. Și sper că și celor de acasă le-a plăcut foarte mult și sunt foarte curioasă de ce personaje v-ați ales să le descrieți și despre care să vorbiți. Minasan ganbatte kudasai, succes și ne vedem data viitoare. Dewa mata!